Salutare tuturor și bine v-am găsit la un alt episod din Mountain Blade Warband, oameni buni. Haideți să continuăm. În episodul anterior, Voforia nu s-a lăsat chiar așa ușor și a făcut un contraatac. E bine, contraatacul nu a fost chiar atât de reușit, deoarece sultanii au contraatacat și ei. Am încercat să le capturez acest castel, episodul anterior, însă am fost contraatacat și nu am reușit să capturez nimic. Îmi cer scuze. În acest episod am să contraatac și am să încerc să le capturez acest castel. Subliniez, am să încerc. Știu, nu, cine știe ce arcași pe aici, deși eu mă așteptam să fie mai mulți arcași. I don't know. Mamă, ia uite cum se îndeasă, frate, ca de obicei. Se îndeasă câte 20 de oameni acolo. Iar eu, ca de obicei, voi fi strategul care va trage cu arbaleta și va bubui fiecare omuleț în parte. Bum, direct în cap. Bum, direct în cap. Nice. Unde? A, s-au băgat toți acolo. A, uite, și jos. Hai să încercăm să-i dăm la o parte pe ea. Pentru că în momentul de față ea ne încurcă mai mult. Și le dă lor un avantaj destul de gras. Haide. Acum există șansa să-l pic, există șansa să nu-l pic. Ia să-l opresc eu pe Allahu Akbar-ul ăla. Ia uite-l cum aruncă cu chestii de-alea după oamenii mei. Ia, să mă pun eu într-o poziție mult mai bună. Să vedem ce au ăștia. Ăștia au săgeți pentru arc, nu-mi place. Nu, pentru arbaletă. În timp ce ei se luptă acolo, eu am să mă pun în această poziție și am să încerc să elimin cât mai mulți arcași. Să le mai tai eu din speranțele lor. Bum, atât. Nu reușesc eu să-i pic pe ăștia din prima în cap. E distanța destul de mare și... Na. Haide mă, mori! Mori! Nu, intru și eu în lupta aia. Iau la! Tararam tam tararam tam tararam tam tararam tararam tam tararam tam tararam tam tararam tararam tam tararam tam. Oh! Wow, 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 wow. Mm. Ce uite cum stau ăștia pur și simplu. Și așteaptă moartea. Oh, stai că se trage după mine. Iară nu-mi convine. Și îmi place cum crapă scuturi arma asta. Boom! Boom, boom, boom! Damn! Oh. Mm. Sper ca în Mountain Blade 2 să prepare gen combat-ul ăsta. Adică ei stau așa pur și simplu ca mufele. Nici măcar nu reacționează la atacurile mele. Probabil știu viitorul. Știu că o să piardă lupta asta și nu se mai obosesc să lupte. Nu știu. Wow, câți... Guai de capul meu cât sunt aici. Ești nebun? Da, măsa. Trebuie să intervenim neapărat. Să facem intervenție pe la spate, ca de obicei. Mm. Bum. Uai de capul meu. Mm. I-au murit ceva oamenii în lupta asta. Și continuă să moară și numărul de oameni deja începe să se împuțineze și sincer să fiu mă cam tem așa puțin. A, dar ăștia cred că sunt ultimii, nu-i așa? Ne-a mă, ripostez și eu. Fii rai tu să fii. A, gata. Wow. Wow, a fost mai rapid de luptă decât mă așteptam. Uite, au omorât ăștia 7 oameni și 5 oameni de-ai mei au fost răniți. Au mai rămas câteva unități în
asta castelului, în camera tronului, care continuă să lupte. Ăștia sunt și ultimii. Amin. Bun. Hai, bă. Uite cum trage ăsta. S-a ascuns după cuvărul ăla și drăgea după noi. Ce ratat. Ok, nice. Am câștigat și lupta asta. Văd că au și ăștia ceva prizonieri pe aici. Niște țărani, niște looter, aia nu mă interesează. Capturez omul ăsta. Luăm și noi chestiile astea. Uite așa. Wow, deci chiar am puțin bănuți. Așa. Și acest castel am să... I wish to defer the appointment of a lord until I console my subjects. Adică rămâne să mă mai gândesc cine să fie. Uai, câți prizonieri sunt! Iau pe toți. Manage garrison. A, merge? A, ba nu ăștia. Ăștia nu sunt prizonieri. What the fuck? Stai, ce? Garrison. Eu am crezut inițial că ăștia sunt prizonieri. Deși totuși n-ar strica să iau ceva din garrison. Să iau câțiva recruți? Da, merge. Merge. Ca să mai... Așa, bun. Și acum, oameni buni, să vedem. Pe cine denumim noi lord? Cine este cel mai priceput? Cred că Matilda ar fi cel mai priceput în poziția de lord. Ia să vedem ce are. Un punct persuativ, știe să conducă cât de cât. Are Iron Flash, Weapon Master, Athletics, Inventory Management. Bă, e cât de cât priceput. Aș vrea să te întreb ceva. Ai fi interesat să deții un castel? Castelul Weyah. Bun. Și acum mai avem încă un lord. Bineînțeles, celorlalți lords nu prea le convine. Pentru că... stai, Matilda era o femeie? Am fost mințit tot timpul! Am trăit în minciună, serios, chiar am trăit în minciună, nu pot să cred. Așa. Uai. Uai de capul meu. Deja au început și ei contraatacul cu 3 armate. Cu astea 3 armate, 4 armate vor să-și recaptureze castelul înapoi. Nu am să renunț, oameni buni. Castelul ăsta rămâne al Poforiei. Indiferent ce s-ar întâmpla. Văd că deja mi atacă alte sate și de-astea. Ăsta rămâne al Poforiei. Nu-l predau așa ușor. Rămân în el. Și-l voi apăra. Join the battle! Bun. Și acum începe lupta, probabil lupta cea mai epică, lupta care am așteptat-o de când am început această serie. Cea mai măreață luptă, oameni buni. Asta este. Cred că mă bat cu vreo 400 de oameni acolo. Habar nu am. Am să-i aștept aici la scară și am să-i bubui de pe scară. Uite că așa nu pot să-i pic pur și simplu. Bum. Atât. Atât. Next. Rămâne al Poforiei. Dar nu te mai pune în fața mea, mane. Fucking hell. Ce trupe proaste. Or fi ele bune, dar până la urmă știi vorba aia, că sunt cam proaste. Să încărcăm arbaleta, mai vine o șarjă de oameni. Mă enervează că toți vin echipați cu scuturi și nu pot să-i nimicesc chiar atât de ușor. Trebuie să le trag la cap. Atât. Și acum altă șarjă. Dacă aș putea cumva să-i comand pe ăștia să stea în altă poziție, aș fi cel mai fericit om, sincer. Și tu mă... Ce... What the fuck, ce prost.
Așa. Încă o șarjă de oameni. Bun, l-am luat pe ăla mai bunul. Atât, bun. Uite mă, ne merg nici ăștia cum îmi macină mie trupele. Niște antrenați de ăștia de nimic. Sunt doar niște antrenați, îmi bat mie cele mai bune trupe. Firați voi să fiți. Ăsta e Malmuc, e o trupă foarte bună. Altă șarjă de oameni. Come at me, bro, come at me. Hai. Hai, tati. Încep să-mi pierd răbdarea aici și-mi vine să sar la ei. Sincer. Opa, înapoi. Nu, l-am ratat. Bă, ta dracu să fie. Astăzi și mâine. Bum! Le mai dau și... Ah! Stai! Am dropat arma, băgameș. Am dropat arma, am dropat arma. Să moară Franța. Gata, am luat-o înapoi. Ba nu, n-am luat-o. Am luat altceva. Mă rog. Am vrut să le dau un picior în gură. Și am apăsat... Pe G, cred că am apăsat. Dar ce morții măsii? Și pe F și pe G se dropează arma. What the fuck? Mă rog. Ha. Bă, până acum trupele mele, ce pot să spun, rezistă destul de bine. Deși au cam murit, cred că jumate din oamenii mei au murit aici. Și nu am văzut să fie o singură trupă care aparține acestui castel. Nu am văzut să apere. Great Long X, ăsta e. Ăsta e al meu. Wow. Să nu ziceți că e gata lupta. Să nu ziceți că e gata. Ok, deci au murit 5 recruți, într-adevăr. Și doar 4 trupe ale mele. Băi, sincer, nu mă așteptam. Mă așteptam să fi murit mai multe trupe. 23 de moral. Wow. Ba nu, încă mai sunt. Încă mai e sub asediu. Asta a fost doar prima șarjă. Fiți atenți că mai sunt. Câte trupe avem aici? 170... 200 de trupe. Mai exact 200 de trupe. Wow, atâția oameni. Atâtea trupe. Just wow. Așa, ia să mai-mi fac și eu tech trio aici. Veteran Crossbowman. Trained Crossbowman. Uite că am... ba nu, ăștia sunt suedezi. Infanterie. Voi avea nevoie de infanterie pentru saltul ăsta. Swordsman. Bun. Pe ăsta îl mutăm aici sus. Așa. Arbaletiștii am să-i pun și pe ăștia aici. Sergenții. Și ăsta care e și el pe acolo ca să fie. De umplutură. Și nu mai am bani. E incredibil. Am rămas fără bani. Și nu știu dacă o să am bani ca să-mi plătesc trupele. La jumătatea lunii. Deja suntem în decembrie 10. Haideți bă când vă hotărâți și voi să atacați. Ai naibii de incompetenți. Nu e opțiune deloc ca să intru în luptă corp la corp cu ei. Așa că cel mai bine intru în luptă de apărare a castelului. Hai să-i ciuruim.
Show no mercy. Oh! Fix pe Emir l-am picat. Uai de capul meu. Oh my god. Oh my god. Foarte tare. Bun. Bun. Hai că sunt încrezător. Cred că se poate. Headshot. Wow, incredibil. Ce norocos sunt. Cât bulan am. Atât. Hai, vino la mine, tati. Vino la mine. Cu mine ai de-a face. Nu cu ăștia. Voi, cu mine aveți de-a face. What the fuck, ăștia aruncă și bandiți în luptă? Ia-ți de nimic. Serios, de ce ai face asta? Nope, YOLO. YOLO. YOLO! Hai, fraierilor, veniți voi la tati. Uai, ca mulți, bă, ca mulți, oh. Nici chiar așa, nici chiar așa, bă, nici chiar așa, serios. Gata, 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 calm, calm, calm. Calm, băiatul, calm. Dacă vă rezolv eu pe toți, firați ai naibii să fiți. Dar nu mai da așa, idiotule. Frate, cât mă enervează ăsta. Când îmi punge cu arma asta. Da, mai bine stăteam eu în castel. S-ar săjețile din toate părțile. Morții, mă, tu mai e pe mine pe la spate. Firar, mă, ta dracu. Ia vine, mă, coa. Ia veniți, mă, voi încoa. Gata, aici stau. Atât. Mă, dar nu reușesc să pic pe niciunul, nu știu de ce. Dar lupta asta pentru castel nu sunt chiar atât de priceput în apărare. Ar trebui să fac mai multe apărări. Să particip în mai multe apărări, de fapt. Și-ai corect spus. Bum. Mamă, i-a trecut pe lângă cap, ești nebun. Bum. Ce, mă, n-a murit? I-am dat în devlă și n-a murit. Ăștia adoptă principiul Fallout 3. Îi dai în cap și nu moare. Și om, nu creatură. Bun. 200 de oameni. Cam greu o să-i batem noi pe ăștia. Adică or să fie foarte multe șarje de oameni. Și de asta și episodul ăsta o să fie mult mai lung decât de obicei. Pe ăsta îl țintesc eu. Pe ăsta vreau eu să moară primul. Ăla e o unitate foarte puternică. Și nu știu de ce nu. Pur și simplu nu-i pic. Dau după ei, dar nu-i pic. Dar pe care dădeam totuși cu piciorul? Că nu mai știu. A, pe E. Eu apăsam pe F și pe G. Firea să fie. Stați-mă așa. Gata, ia și bubui pe așa. Dar n-au ăștia și ei un arc? Aș fi vrut să trag cu arcul, că am rămas fără muniție la arbaleta asta. A, uite acolo un arcaș. Aaaa! Curvă, ce ești? Mai multe săgeți. Aba, nu, aia e numai una. Unde e arcașul? Ok, tot la baza scărie. Hai, mă, avansează că vreau săgețile alea și arcul ăla. A, ce prostești. Ce prostești. Gata, mă? Bă. Alo. Ăla e ultimul? Nice. E mort. E ca și mort ăla. E ca și mort, a tras și după mine, firar, mă, ta naibii.
nu mai am săgeți. Ia vino mâncați-aș tu șmecher încă. Vino tu încă și să vezi ce bardacă ții în gură. Oh, hai mă! Hai mă! Urâților. Vreau să mă duc și eu după ei. Deci numai unul omorât, patru răniți și aliați, doi. 81 de oameni omorâți. Mai avem până la 200. Wow. Și contraatacul încă continuă. Deci ăștia nu se lasă, mă, nu se lasă. Câți au mai rămas totuși? A mai rămas banda aia de 80 de persoane. Nu, știi ce, va rămâne aici. Da, rămâne aici, că rămân bine. Am rămas ăsta cu 10 trupe. Pleacă-mă de aici. Declarație de război. Rohodoci declară război imperiului meu. Alți idioți care îmi declară război. Incre fucking debil. Oameni buni, cam aici se încheie și cu acest episod din Mountain Blade. Sper că v-a plăcut, așa a fost un episod mai lung în care am apărat castelul Weah și am să continui să-l apăr cu prețul vieții. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici în show. Dacă v-a plăcut acest videoclip, să nu ezitați să apăsați și voi butonașul de like. Haideți să încercăm să strângem măcar 60 de like-uri pentru acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru atenția voastră. Și vă urez tuturor o zi sau o seară faină în continuare. Bye bye!